Bună ziua, dragilor, bun găsim la întâlnirea cu Prof Online. Nu vă spun, iată este cât azi, 21? 21, Cristi. Da. Suntem la Stupin, am și bucuria de a face o discuție cu Cristi. Cristi este cel care vă răspunde de foarte multe ori. De multe ori săracul se află în încurcătură pentru că nu are așa multe elemente. A avut timp să stea lângă tata și apoi uneori mi se întâmplă, Cristi, una discută dimineață, mă gândesc dimineață și pe, la prânz fac altceva. Deci tot timpul găsesc altceva de făcut. Așadar, câteva lucruri interesante am să vă propun să vizionați și iată cum transformăm biostupul în mulțitor. Deci aceasta este varianta interesantă când el devine înmulțitor. Iată aici trei în față, avem trei nuclee la cu mățile puse la împerecheat. Avem pe al patrulea două rame care iese prin gâtul de piept de aici și ultimele trei aici în spate. Aici în spate, de regulă, am pus matca bătrână. De cele mai multe ori am întâlnit matca care era epuizată și matca aceea am dus-o în spate, ea producea boci de liniște, schimb liniște de matcă. Îți dai seama ce minune se poate întâmpla când ai așa o șansă, pentru că tot timpul ai boci la schimb, le poți, dacă aici a apărut o problemă, o matcă nu s-a întors, l-am perecheat, da, știm bine, se poate întâmpla așa ceva, atunci o bot că o avem la îndemână, o avem la propriul stup. Am înțeles. Da? Deci suntem pe fază tot timpul. Căutăm aici, la matca care în schimb liniștiți, să avem grijă să nu iese vreo mătcuță, că le vade pe celelalte. Așadar, noi ne frământăm din povestea asta. Da, trebuie ținut sub observație. Da, ținut sub observație, din când trece pe la ea. Familia din mijloc asta, pe unde iese? Familia din mijloc, am împărțit rampa de zbor în două, Cristi, din față, și am dat un culoare a ei propriu, da? Am înțeles. Da? Deci exploatez asta. Am vorbit cu Viorel și avem aici două posibilități, două, da, ălea, margele, două, da, fantele făcute de calanele cele două și atunci treaba este excelentă. Deci merge minunat o astfel de idei. Am pornit treaba asta la câțiva, poate chiar o să și intrăm într-una să vedem exact ce se întâmplă. Deci la următorul știu sigur că am matca bătrână. Ceea ce urmăresc eu acum este să constați dacă menține relația aceea. Cred că trebuie să iei camera în mână până la urmă. Încercăm noi cu trepiedul, dar... Da, e pe aici, incomod. Mama a filmat atunci, în perioada aceea, cu camera în mână. Camera se desface de aici, uite, tata. Imediat, tata. Da. Așa, atât. Păi, în mână și nu e grea, nu e o... Nu e grea, nu e, da, e mai bine așa. Și altfel te miști, vei după mine, vorbici. Da, da, da. Și Marius, când filma, tot așa filmat cu camera. Da, n-are cum. Așa. Din nou aceeași situație. Asta două. Da. De gâtul de piept de aici iese asta din mijloc. Da. Da? E făcut acolo un orificiu. E practic spațiul din spate, care era, ții minte, de 6 rame, împărțit în două cu o diafragmă, două rame de chiar lângă grilă și celelalte trei în spate. Și cele aproape 4. Ca să sprijinim activitatea mărcii, am lăsat numai pe 3 rame și încerc să o stimulez mai tot timpul ca să crească boci în continuare. Ia matca, dacă a intrat în schimb liniștit, este în stare să spună, fetelor, vedeți că eu nu mai pot, mă necăjesc, fac ce pot, dar asta e. Și atunci ele au stabilit că cum or să o schimbe, ei de acord, o să vedem și cum arată, merită să vedeți exact ce se întâmplă. Orice matcă se poate transforma în schimb liniștit sau doar anumite? Matca care mai e la sfârșitul activității ei și care provine dintr-o generație, adică dintr-o, să spunem, dintr-o altă matcă anterior, tot cu schimb liniștit, adică să aibă în genă chestia asta, încât cu familia se poate stabili așa ceva. A dat drumul și la creșterea de făgurel, ea gândind acum
că s-ar putea să crească masculi dacă și-a dat drumul și a crescut vot și și-a pus problema așa masculilor când era în tot stupul. Da, că da, pe da. Stupul respectiv l-am împărțit. Da. Da? Deci el era cu albină și a spus, mat că tu treci în spate, te-am izolat pe tine, vot și-am găsit în partea aceea, în partea aceea. Da. Și în felul ăsta am dat drumul la lucru. Acum vreau să arăt concret cum stau lucrurile în condițiile în care e noutate și pentru mine, nu știu foarte bine. Se menține, strângând-o pe ea, pe 3-4 rame, își menține tendința aceea de schimb liniștit? Sau îl spune, măi, pe spațiul ăsta ne descurcăm, hai că e bine atât. S-ar putea, deci s-ar putea să pierd tendința de schimb liniștit. Înțelegi? Când era în spațiu mare, era un mesaj. Că am să-ți povestesc și altceva. Cum anume, am sesizat că ea are un ritm mai slăbuț și atunci am profitat din spațiu mare din biostup și am transformat-o în schimb, am dus-o spre schimb liniștit de matcă. Deci am această performanță. Iată, avem aici botcă. Este aici o botcă, Cristi? Da? Da. Să vedem și marca, să o vedeți că într-adevăr este mai... Faptul că am început să văd că ea pășește pe aici, pe acolo, da? Da. Calitatea puietului este bună, puietul e bombat. Și pășește, uite de ce ai intrat în celulă. Dar da? Nu poate să fie de genul că au ieșit de acolo... Nu, că nu este... Să simte că nu e uniform bătut și când... Da. Iată, matca o vede. Da, am văzut. Da? Da. Să vede că se mișcă greu, nu e o matcă, e la sfârșit de carieră. Uite că m-a înțepat și pe mine. Da? Te-a înțepat una. Există, riscul există aici. Nu am uitat să luăm niște mănuși. Știi de ce există? E negru. Da, trage. Trage la negru, asta e povestea. Ți-am amintești de înțepături? Dacă poți cu cuțitul ăla să mi-l scoți ușor. Acum ți-l scot. Da. Imediat. Închidem asta. Nu, ok. Ideea am arătat-o. Da. Am văzut și matca. Am deci asta este ce trebuia să... Da, ce vreau eu să spun. Deci, am descoperit-o că este intrată în frigurile schimbului liniștit. Da. Hai să zic, frigurile roitului, cum se spune într-un limbaj. Dar aici e frigurile liniștit, schimbului liniștit. Am rupt repede în câte? În 5. Da. În 4 mărci viitoare, aștept eu. Și am rezerva de boci tot timpul la mine, în situația în care de acolo nu s-a întâmplat, să nu se mai întoarcă matca, voi avea rapid, pe loc, intervenție, da? Da. Dacă însă n-am fost atent și eu ești o mătcuță tânără, atunci pe aceea o valorific și o las mai pe bătrână. Bătrâna își va relua activitatea. Deci, da. Dacă, repet, experimentul merge și mesajul este următorul. Este menținută starea de schimb liniștit odată strânsă într-o zonă mai mică. Da, am dus-o în 4 rame, da, aici. Ei, haideți să explic acum, Cristi, ceva foarte interesant în legătură cu modul în care pe anumite mărci le-am surprins în imposibilitatea de a acoperi zona. Adică, concret, haideți să vedem aici cam o situație de asta. Cum m-am dus-o pe marcă în schimb liniștit. Am condus-o. I-am creat eu starea aceea de... Dar ea era de sămânță, nu? Da, ea. Da. Toate mărcile din stupina mea Da. Calitatea asta. Ah, deci toate au așa. Eu fac acest lucru de foarte multe vreme. Și deci, practic, li se poate aminti că tu ești de schimb liniștit. Da. Prin anumite... Da. Bun. Apropo, prin ideile pe care le propun, nu? Da. Un schimb liniștit. Nu totdeauna schimb liniștit, pentru că se produce schimbarea nu foarte simplu. Cu destulă supărare, dacă mă gândesc la școală, la tot ce s-a întâmplat. Nu e treaba simplă. Dar eu insist să spun că aici am avut. Am avut o singură familie. Da. Și am sesizat că matca este un pic mai obosită. Ea lucra frumos, o să vedeți ce rame frumoase am. Ei bine, Cristi, dându-i spațiul ăsta tot, am pus-o aici. Ele din față au spus,
Păi ce facem, mă? Ce facem? Ba mai mult am sezizat că început să se crească boți de schimb liniștit. Și atunci, dând o pia în spate aici, da. Le-am încurajat. Le-am încurajat să facă treaba liniștită, adică să schimbe, facă da. Schimbul liniștit. Probabil că el ar fi rost, așa n-am mai poate, așa. Poate ea încă s-ar fi opus, mă gândesc. Da, da. Ar fi fost, probabil, dialogul ăsta care se face între albină și matcă pentru schimbul liniștit, nu totdeauna reușește. Da. Spiritul de familie e mult mai puternic. Da. Și familia hotărăște, te schimbăm, ea se opune și așa mai departe. Dar pe ea, izolându-o aici, da. Cele care au rămas aici în spate au spus, o, ce bine e, da. Ce bine ne simțim noi acum. Și-au luat ouă proaspete și au crescut. Nu. Deja poate erau câți da, la boți începute, da. A, boți. Boți începute, da. De schimb liniștit, da. Și atunci au dat drumul. Să vezi ce minune s-a întâmplat. Aseară am văzut chestia asta și m-am zis, uite mă că a făcut și-o leacă de treabă. Îmi dau seama după cat. Îți grele? Da. Are un pic și... Dacă n-am avut puiet, l-a crescut foarte mult, atunci are... Și asta ar trebui să fie salcâm. Da, salcâm curat. Așa cât a dat că... Așa puțin da. Printre picături. Printre... Dar... Da, fost prea multă ploaie anul ăsta, primăvara asta, da. Deci suntem deci, într-o pentru cultură, da, pentru apicultură nu, dar pentru cultură, da. Pentru cultură, să zicem, dar frigul și pentru cultură a fost da, o problemă. Da, și frigul și pentru apicultură. Da. Deci acum, o să vedem, insist, matca este aici, o să și vedem, o urmărim. În față, ea... Le ajunsese pe jumătate, cred eu, la înțelegere, dar când ele au scăpat de matcă, da. I-au scăpat de matcă, s-au simțit în largul lor și au spus, bă, gata, îi dăm drumul la treabă. Așa. Și s-au apucat de treabă. Făgurel băgat, acum recent. S-au și apucat de crescut. De regulă, făgurelul ăsta nu mai este crescut cu celule dreapte, dacă are un pic de curent, să-l crezi cu celule oblică, ca și pentru, ca să stea mierea, da? Nectarul să stea acolo. Deci, alta e rama crescută pentru puiet, când e celula dreaptă, și alta este când... Da, avocatul, înseamnă că da, nu e ajuns. Nu, sigur, cu avocatul, dar și pune, ea e întâi și întâi frământată să pună jos. Deci o frământă spațiul de jos. Am înțeles. Că ce știi, că pentru vremuri... Iar noi aici ne uităm să ce? Să vedem de acum boțile. Să vedem boțile da. De schimb liniștiți. Cum arată niște boți? Da. Adică... Și vrei să le iei eventual să le duci în altă parte? Sigur să. Că da. Deci aceste boți se iau și se valorifică, Cristi. Deci în momentul în care am făcut-o, am transformat-o în mulțitor. Uh-huh. Iată, o botcuță acolo, vezi? Am văzut. Da? Vezi cum mare este să te înțepi iarăși? Încep, da. Văd că sunt furioasă în cameră să... În camera neagră n-am fost. Dar trebuie să le oprim și să luăm niște mănuști. Din ce facem din... Sau dacă aș punea o cârpă albă pe cameră... Nu cârpa, nu, n-ai cum să o menajez. Mâinile trebuie să le menajez. Și să-ți fac din pungi, din nylon. Fac niște pungi, bagi în pungă, mâna și merge foarte bine. Ok, da. Da. Deci aici o botcă. Uh-huh. Deci două boți pe rama asta. Stai un pic mai departe și da. Folosește zoom-ul eventual. Da. Folosește și zoom-ul, că doar ai o posibilitate. Da, băieții, știi unde te-a filmat acolo și cu zoom-ul a lucrat perfect. Da. Că idee bună că mă atacă. Da, și negru nu-i de joacă. Nu, că da, s-a băgat pe dedesubt pe aici. Așa. Aoleu, pe la burtă. Dă-te mai pe de spate, mai în spate. Folosește zoom-ul și te descurci. Chiar din spate, iată. Ok. Folosește zoom-ul, chiar poți să mai spate. Da. Nu știu dacă se mai vede bine, asta e. Se vede? Nu, la zoom se vede, dar ca lumină. Ia uite, Cristi. Merită prietenii noștri să vadă ce înseamnă biostucul și ce performanțe maxime poți să ai cu ea. Te rog să observi, Cristi. Da. Ia uite,
Fă zoom aici pe vase. Văd, fac. Le văd, sunt ca niște... Ba, dar sunt un spectacol. Da. Ia uite-te, uite câtă gorcă, cât jumătate de dilegi ești. Deci este minunat. Așa... Nu o să mai cercetăm fiecare ramă până la capăt. Da. Vreau să spun că mai toate ramele... Mai toată ramele curg de boci de astea. Una, două boci, pentru că ele au hotărât așa. Ne simțim în largul nostru, facem treaba cum ne duce, cum știm noi cel mai bine. Și tot lăptișorul pe care l-au la dispoziție, l-au folosit la maxim și au crescut aceste boci. Iată aici sunt trei boci, Cristi. Le văd. Da? Da. Una, două și cu două, patru chiar. Pe rama asta, patru boci. Da? Ei, insist să spun încă un lucru pe care l-am descoperit tot anul ăsta. Nu înțelegeam foarte bine rolul protofilului. Citisem, dar nu puneam atâta bază. Ei află Cristi că în condițiile în care se intervine cu protofil și făcut în casă. În apă, da. Protofilul făcut în casă, nu cel de cumpărat. Da. Cumpărat e prea scump și nu poți face față. Da. Este rețeta pe internet, se pot duce, oricine se poate duce în 12 plante, parcă mi-am amintit, sau nu știu câte plante sunt acolo. Oricum, se pun la macerat și toată treaba merge excelent. Ei bine, ce fac protofilul? Stimulează secreția de lăptișor de matcă la albine. Atunci, la doici, stimulând chestia asta, doicile au suficientă cantitate și atunci hrănesc matca cu acest lăptișor, e bine hrănită. Și atunci bocile astea... Da? E bine hrănită și atunci din boci reușesc, din lăpșor mult, crește și puiet mult. Matca este bine hrănită, ia matca, va depune mai multe ouă, depune uniform, face treaba de calitate. De ce e ca o vacă care dă lapte mult. Da. Poți să ai și o stărpătură și poți să ai și o vacă Deci bună. Vorba de protofilul stimulează lactația, ca să zicem. Așa, da. Dacă ar fi, perfect. Dacă ar fi vorba da, de... Da, e bine spus-o. Dar... E bine. Acest lucru l-am folosit din plin în primăvara asta și roadele sunt pe măsură. Ai văzut și filmulețele acelea pe care le-au făcut când Roxana, când ne-am dat ramele acelea. Da. Cum sunt eu, crede-mă că nu prea am avut așa, sunt apicultor de atâta vreme și rame de acelea frumoase, uniform bătute, de sus până jos o ramă de aceea. Păi numai datorită protofilului, să spun așa, totul s-a schimbat în bine. Îi sfătui pe prieteni. Da, tu ai făcut protofilul și l-ai pus în apă, în hrănitor. Aici e șmecheria. Da. Practic ai asigurat necesarul de apă și familiei. Da, dar sigur că am folosit și siropul. Am folosit și siropul pentru că, Cristi, trebuie să înțelegi un lucru. În primăvara asta, dacă nu erai atent cu furajarea, ca la orice animal, trebuie și furajarea făcută pe măsură. Și cât sirop, cum ai pus? Deci se pune la 1-1, siropul făcut 1-1, și se pune 17 ml la litru. 17 ml. De protofil la litru. Da. Adică la 100 de litri pui un kilogram și 700 de mililitri de protofil. Da? Deci stimularea cu sirop ai făcut-o pentru că trebuie să compensezi, nu lipsa de cules. Dar dacă există cules... Dacă există cules, făceai apă cu protofil, nu? Deci, nu apă cu protofil, tot cu sirop se face, știi de ce? Pentru că primăvara... Te spuneai că pui în filmul celălalt în care asigurai apa. Chestia aceea... Aia cu apa... Asta când am spus-o,